să vă știți. A, nu, la mă. Puteți-vă la frumos. Mulțumesc. Aici te rog, tribunal. Mersi. Trași pericame, de eu și de aia. Satul, un băiat simpatic, cum se numește în capitală, el a fost un sărac, totdeauna la luceară. Asta și s-a întâmplat pe tata, pentru că se împărtească, nu de zis să nu știută, ci de zis să își mătărească. Și a pus niște plăcioare și la bala sau la visa, poate te prepară dânsa, domnirea, pe treacă dânsa. Nu să mă vize dânsa, o să mă beau în chip și pe. De aia, mă dești la babă, trebuie să fie și el. Baba sau la copilie i-a spus verde, fără teatru. Nu să o să spune numai dacă pui la mine. Găsește pe noi care are un copilaj și și plătește pe la și în cel mult de lună două să dispare frumos, nu dispare toată tuza, să fim tot sănătos. Amersi, în foc și anică, pe frusuna lucrurilor, dar frumoasă și plătinte și copilași, să înțeles cu ea să fie din la între 5 și 7, fără nicio simțință, după porția de lapte. Eu. Azi așa și mâine iarăși a făcut în așa fel până când la urma urmei s-a mărcat cu el. Însă, vai, de-a ființă, după ce-a trecut cu urmina, Ana o să doamnă bună, altfel să nu mai cu una. Fata foarte supărată de metodele acestea l-a întrebat, ascultă bună, la cealaltă unde este? Vrei să fie scump, voi la Rabin, dragă fată. La noi nimeni lucrează cu amândouă deodată. Dar pe când una lucrează, iar tu ești încă în verbă, este bine totdeauna să fie scump. Să fie scump. Am venit la o fată, a venit Dania, eu sunt în familia bună, dar e la cele sfințesc cu ea. Mergea Flavana, Ana, învățând la primari de roa, încă în cucă, pe tată, n-a folosit-o pe a doua. A trecut în zi, și într-o seară, până la ozul măgătintei, împlindu-te împreună, ea a spus, ascultă, ce e până în
Baterie aici, la mână.